Oana Cuzino dezvăluie care este leguma care face minuni atunci când vine vorba de sângele tău. Această plantă este sănătate curată, dar iată cum trebuie să o consumi. Oana Cuzino a explicat care este cea mai bună legumă pe care poți să o consumi atunci când te confrunți cu lipsa de fier. Cu toate că, în mod normal, această carență poate fi ușor compensată. Prin consumul de alimente pe bază animală, există o legumă care face minuni din acest punct de vedere. Spanacul este extrem de sănătos și oferă numeroase beneficii pentru organismul nostru. Oana Cuzino spune că doar trei căni pot face minuni, întrucât concentrația de fier este foarte mare, astfel încât ar fi ideal să incluzi o astfel de salată în meniul zilnic. Legumele frunzoase, precum spanacul preferatul lui Popei Marinarul, conțin foarte mult fier. Trei când de spanac conțin 18 mg de fier, iar o salată de spanac este suficientă pentru a întruni necesarul zilnic de fier. În comparație cu carnea roșie, spanacul are chiar ceva mai mult. 100 de grame de spanac conțin aproape 3 mg de fier, față de 2,6 mg găsite în 100 de grame de carne. Diferența este însă că fierul din alimentele de origine animală are o absorpție mai mare în organism decât fierul din surse vegetale, însă nu vine la pachet cu creșterea lipidelor în sânge sau acumularea de homocisteină. Chiar dacă produsele pe bază animală sunt extrem de recunoscute pentru aportul mare de fier pe care îl aduc organismului, există însă și câteva fructe care pot face minuni. Așadar, specialiștii din domeniu au făcut un top 3 al produselor pe care ar trebui să le incluzi în meniul tău dacă și tu te confrunți cu această problemă. O gustare extrem de potrivită când te confrunți cu deficiența de fier sunt și fructele uscate, spun specialiștii. De asemenea, este mai ușor să consumați o cantitate mai semnificativă de fier prin intermediul fructelor uscate față de fructele proaspete, având în vedere lipsa volumului de apă din fructele uscate. Nu în ultimul rând, citricele pot face minuni atunci când vine vorba de lipsa de fier din organism, asta afirmă specialiștii. Se știe, de asemenea, că sursele de fier non-hemice, cum ar fi cel găsit în fasole și spanac, sunt minim biodivers disponibile, dar atunci când sunt consumate cu fructe care conțin acid citric, cum ar fi lămâie, ananas, căpșuni, acidul citric se leagă de fierul non-hemic, crescând solubilitatea acestuia și, prin urmare, absorpția în intestinul subțire, relatează realitatea.net.